Bine, v-am regăsit, dragii mei, ultima zi din 2018 și cred că este momentul în care să ne facem și așa o scurtă recenzie și o retrospectivă a ce am făcut în 2018, ce planuri am avut, câte dintre ele le-am dus la bun sfârșit și câte mai sunt de îndeplinit, le-am amânat pentru 2019. Care au fost lucrurile bune, care au fost greșelile făcute în 2018 și cum ne putem schimba în continuare. E un moment de introspecție, să spunem, în care e bine să stăm noi cu noi înșine și să ne gândim puțin la cam ce am avut de realizat în 2018, copii, căsătorii, botezuri, nașteri și așa mai departe, relații sau, eu știu, despărțiri, oameni dragi pe care i-am cunoscut, i-am descoperit sau redescoperit, să ne luăm partenerii în brațe, părinții copiii, să le spunem că îi iubim și să ne exprimăm sentimentele în general pentru toți cei din jurul nostru și să ne facem așa o listă liniștită și cât se poate de obiectivă cu greșelile făcute pentru ca în 2019 să nu le mai repetăm. Vă pup, dragii mei, dragile mele, nu uitați, învățăm unii de la ceilalți. O zi minunată să aveți!